Suntem în direct la emisiunea Ce vor plantele și despre semințele hectar. Astăzi vă vom vorbi despre pepenele verde Kratos F1. Este un pepene verde semitardiv și spun asta pentru că fructifică după 80-85 de zile de la plantare. Este o plantă viguroasă cu foliaj bogat și asta înseamnă că acoperă foarte bine planta și fructele fără să sufere și din cauza arsicei. Fructele sunt foarte mari, de până la 12 kg. Până la 12 kg și în ciuda faptului că sunt atât de mari, au o toleranță la transport și manipulare foarte mare și la factorii de stres. Respectiv, nu vor crăpa sau nu se vor strica atunci când sunt manipulații la transport. Deci coaja respectivă este foarte puternică, foarte rezistentă și mai are încă o caracteristică. Miezul este de un roșu aprins, are un aspect comercial foarte, foarte plăcut. Foarte dulce și crocant și semințele mici, pentru cei care le mănâncă cu poftă, le mănâncă cu semințe cu tot. Și au un conținut, atenție, au un conținut foarte ridicat de zahăr. Să nu uitați că toate semințele și noastră, cei care doriți să înființați culturi cu semințele hectar, le găsiți semințele hectar și pe site-ul Verdon, dar și pe site-ul Shop Agrosel, acolo unde posibil să mai beneficiați și de unele promoții. Căutați așadar și încercați să vă comandați produsele de pe site-uri, este mult mai ușor și în această situație dificilă în care ne-am reîntors în pandemie și cu cifre mari ale persoanelor care se îmbolnăvesc și chiar forme grave. Cred că este mai sigur să ne comandăm de pe site-uri și să ne vină coletul acasă decât să încercăm să umblăm prin diferite magazine. Asta dacă vă este mai ușor să comandați online. Mergem să răspundem și întrebărilor dumneavoastră sosite pe adresa de e-mail, iar Florentina ne roagă să îi spunem în solar dacă vrea să dezinfecteze solul, poate să folosească Teracalco? Teracalco nu este un dezinfectant. El, în cel mai rău caz, este o barieră împotriva melcilor fără casă, a limacilor. Dar poate să dezinfecteze solul și apoi să aplice Teracalco. Exact, poate să-l dezinfecteze cu basamid sau poate să facă o altă chestiune cu nematorin. Nematorin 10G, poate să-l aplice pe sol, încorporat în sol și după aceea poate să planteze ce dorești. Sau poate să ude pământul cu velum prim și este și un nematocid și un fungicid și aplicat pe sol asigură o combatere atât a dăunătorilor, nematozilor de sol, cât și a unor boli aflate în sol cu precădere. Se folosește acest produs și odată cu apa de irigat, administrat la plante odată la cu apa de prin picurare. De picurare. Dacă vreți să aveți solul mult mai afânat, să ridicați puțin pH-ul, cifra pH-ul, deci îl faceți puțin mai alcalin pentru că plantelor le place pH-ul neutru sau spre alcalin, atunci folosiți Teracalco, aduce și un aport de calciu, afânează solul și corectează aciditatea solului folosind acest amendament de sol. Și cum am spus, este o barieră împotriva melcilor fără cochilie. Cineva ne mai întreba când se văruiesc pomii. Noi făceam acea recomandare că putem folosi aplicat pe trunchiul pomilor acea pastă orice făcută orice perioada anului. Deci pasta de Teracalco împreună cu adjuvant și un insecticid se poate aplica în orice perioadă a anului. Bineînțeles, nu iarna. Nu, iarna se face toamna ca să putem scuti pomii de pericolele la care sunt supuși din cauza diferențelor dintre temperaturile dintre zi și noapte și a razelor solare, dar este bine de făcut și acum. Sau animalelor sălbatice care pot să roadă coaja pomilor. Este bine de făcut și acum, având insecticidul înglobat, prindem dăunătorii care sunt prezenți pe scoarță și îi combatem cu acest insecticid și la fel în primăvara, aceste diferențe de temperatură între zi și noapte care afectează scoarța pomilor face și cicatrizăm și rănile care pot să apară în decursul anilor de dezvoltare a pomilor fructe. Să nu mai vorbim de estetic, cum arată plantele care le aplicăm, cum spunem noi, văruirea, dar noi facem o pastă din Teracalco, insecticid și un adjuvant. Domnul Ghibu, vă mulțumim pentru informațiile aduse, vă mulțumim și dumneavoastră că ne urmăriți și cu ajutorul bunului Dumnezeu ne vedem și miercuri în direct aici la AgroTV la ora 17. Toate cele bune!